Până la finele sezonului regulat, Sport Club Bacău mai are de disputat 8 etape, 4 dintre ele vor fi acasă cu Rapid București, Dunărea Galați, Gloria Buzău și CF Brăila, iar cele 4 din deplasare se vor disputa la Rapid Suceava, ACS Berceni, Unirea Târlungeni și Unirea Slobozia. Pentru mine sunt 8 finale, trebuie să tratăm foarte serios și concentrați fiecare partidă pentru a ne îndeplini obiectivul. Sport Club Bacău are ca obiectiv calificarea în faza de play-off. Un scop realizabil atâta timp cât pistolarii vor trata cu seriozitate fiecare etapă. Noi încercăm să câștigăm cât mai multe jocuri, bineînțeles începem cu primul de acasă, după aia vom vedea. Dar important e să nu mai cedăm puncte acasă, important e să smulgem puncte din deplasare pentru a ne atinge obiectivul. Campionatul debutează de mărțișor pe 1 martie cu derbiul de acasă contra Rapid București. Trebuie să pregătim foarte bine jocul pentru a ne adjudeca toate cele 3 puncte. Până la reluarea campionatului, Sport Club va juca sâmbătă de la 11 un amical cu echipa de Liga a 3-a Petrotub Roman.